Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu Grigorie Novac, deputat PSRM, bună seara și bine ați venit, și cu domnul Valentin Beniuc, doctor habilitat, profesor universitar, rector IRIM, bună seara și bine ați venit, vom încerca să discutăm despre vizita domnului președinte Dodon, ce urmează să o întreprindă la Bruxelles, așteptările pe marginea acestei vizite și care vor fi accentele care vor fi discutate acolo. Domnule Novac, vreau în primul rând să trecem în revistă principalele aspecte ce urmează a fi discutate la Bruxelles. Vă rog. Eu, de fapt, din informația care o cunosc, președintele Dodon, deci, de fapt, delegația Republicii are o agendă, cel puțin, să se întâlnească cu conducerea Consiliului European, cu conducerea Parlamentului European și, respectiv, cu Comisia Europeană. În afară de asta, și-au propus ca să aibă o întrevedere și cu înalți oficiali ai NATO. Care probleme vor fi abordate, zic eu, nu depinde doar de președintele Dodon, depinde și de oficialii europeni. La care vor fi rezultatele, rămâne să vedem, că nu a rămas atât de mult. Însă cert este că la ziua de azi avem ce discuta cu partenerii europeni, având în vedere că Republica Moldova, fiind un stat mic, are nevoie să facă politică și diplomație foarte mare. Și în acest sens, uitați-vă, eu chiar înainte de emisiune am mai trecut cu ochii datele statistice. Dacă în anii precedenți, mă refer până la 2009, când Republica Moldova avea acel comerț asimetric, noi avem creștere permanentă, anuală, la capitolul exporturi. Păi acum, din potrivă, la capitolul exporturi avem scădere și avem creștere la capitolul importuri. Adică cele produse care noi, Republica Moldova, putem să le producem și să le exportăm, noi nu știu de ce, noi le importăm. Aici mai degrabă este vorba despre acel acord de liber schimb care, în opinia mea, nu s-a dorit, ori eu nu știu din ce cauză, să fie negociat. Și respectiv, când a început să aibă efecte acel acord, au de suferit producătorii autohtoni. Și eu insist pe poziția că noi, datoria noastră inclusiv morală, este ca să protejăm acești producători autohtoni, altfel suntem pe marginea prăpastiei. Domnule Beniuc, spuneți-ne, vă rog, care urmează a fi retorica discursului președintelui la Bruxelles? Asta nu știu. Care va fi retorica sau discursul președintelui la Bruxelles? Dar câteva momente așa le putem trasa acum în discuția noastră, care ar fi următoarele. În primul rând, domnul președinte a făcut o provocare, să spunem, cu vizita dumnealui la Moscova, care, în opinia mea, i-a pregătit o bună platformă pentru discuții, chiar negocieri la Bruxelles. Criticii domnului președinte spun că iată să-l vedem acum pe domnul Dodon ce va vorbi la Bruxelles. Eu gândesc că platforma este una benefică, ori discuțiile vor fi cel puțin foarte interesate, active, vivoaie. Deja este un moment, aspect interesant, să spunem așa. În al doilea rând, însăși președintele țării a enunțat că va discuta despre neutralitatea Republicii Moldova, ceea ce este o chestiune foarte și foarte importantă. Este un pas diplomatic original de a pune la discuții spre recunoașterea neutralității din partea Uniunii Europene. E o chestiune extraordinară, nu doar necesară, dar și una, repet, originală. Despre relațiile cu Alianța Nord-Atlantică, am înțeles că tot se va discuta. Da, o să revenim și la acest aspect, spuneți. Da, dar într-o retorică, să-i spunem așa, din perspectiva interesului național. Deci dacă dumnealui la Bruxelles vorbește despre
neutralitatea țării, evident că este logic să pui problema prezenței unui birou, ceea ce ar prezenta o misiune diplomatică a acestei alianțe, cu toate consecințele respective, inclusiv și cu implicări în unele sfere ale vieții interne ale Republicii Moldova. Spuneți-ne, vă rog, după acea vizită la Moscova a domnului președinte, doamna Mogherini spunea că așteaptă cu nerăbdare vizita președintelui Dodon la Bruxelles. De ce așa așteptare și-a exprimat dumneaei? Ar fi interesat Bruxelles acum a stabiliza o relația cu Republica Moldova pe plan diplomatic? Deci este o retorică diplomatică din partea doamnei Mogherini, deci dumneavoastră dacă nu este prea emoționată atunci și nu plânge cu ocazia unor lucruri foarte și foarte complicate, atunci ea emană o retorică așa, eu știu, preventivă, împăcietoristă și așa mai departe. Vom vedea. Dar dacă este interesat Bruxelles-ul, pare-mi că ieri Donald Tusk a enunțat ceva foarte cunoscut și totodată interesant în ceea ce privește perspectiva Uniunii Europene ca structură și funcționalitate, ca organism. Și el spune că Uniunea Europeană acum se întâmplă cu o gravă criză precum n-a fost în istoria ei. În sensul, nu, acolo se aduce mai multe argumente, inclusiv Rusia, Ucraina și așa mai departe, dar într-adevăr Uniunea Europeană este într-o gravă criză. Lucrul ăsta are un caracter probabil sinuos, deci a fost mai bine, acum este rău, cred că va deveni mai bine. Bruxelles-ul este foarte activ în privința asta, dar structura însă și este expusă unor lovituri din partea Brexit-ului, deci a fost o lovitură simțitoare când Marea Britanie a părăsit Uniunea Europeană. Pentru Uniunea Europeană, ca factor extern, este foarte și foarte complicată comportarea Ucrainei, pentru că Uniunea Europeană se angajează în mai multe promisiuni față de această țară, iar această țară, devenind, Ucraina am în vedere, venind într-o criză profundă, inclusiv economică, Uniunea Europeană nu prea este gata acum să-și materializeze promisiunile. Este complicat pentru Uniunea Europeană și comportamentul, de exemplu, al Greciei, Spaniei, Portugaliei chiar, Italiei și așa mai departe. Deci, cei mai destoinici, hai să-i spunem așa, din perspectiva dăinuirii Uniunii Europeane este evident Franța și Germania, care pledează pentru veșnicia acestei structuri. Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, pe lângă problemele enumerate un pic mai sus, pe care urmează să le discute domnul președinte la Bruxelles, vreau să punem în discuție problema enunțată, raportată la NATO. Care va fi starea de lucruri? Care sunt cerințele? Până la urmă le cunoaștem de și de acasă, dar totuși ce se intenționează? A clarifica, avem nevoie de birou NATO aici sau nu? Eu chiar nu văd necesitatea acestui birou NATO la Chișinău, având în vedere că, dacă începem la o margine, președintele Republicii Moldova este acel garant al Constituției. În Constituția Republicii Moldova scrie foarte clar și este enunțat statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Și în aceste condiții, când noi avem un fel de, nu știu, jocuri așa cu NATO, deschidem birouri, mai facem aplicații militare comune, evident că asta e puțin suspect. Este suspect, unul la mână, doi, enervează puțin partenerii externi ai Republicii Moldova, pe unii parteneri externi. Și cum spunea un politician foarte renumit, dacă această alianță nord-atlantică nu are scop de agresiune, cum zic ei permanent, de ce tot înaintează? Și vedem că sunt aici aproape, sunt în România, sunt în Polonia, încă nu au ajuns, slavă Domnului, la noi, dar nici nu avem nevoie. Și uitați-vă că aceste jocuri au ajuns prea departe. Ați văzut în luna mai acestui an acea coloană de tehnică militară care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, fie chiar ea și tehnică de geniu
însă în esență este tehnică militară. La ziua de azi trebuie să se insiste și să se aducă acest mesaj oficialilor de rang înalt din cadrul acestei alianțe nord-atlantice că Republica Moldova este un stat neutru și acest statut trebuie respectat. Doresc ei asta sau nu doresc? Dacă iar jocurile de care am vorbit anterior trebuie încetate, este bine când soldații care sunt înrolați în cadrul forțelor armate mai fac un schimb de experiență. Și aici sunt total de acord, ar trebui să facă și cu cei din Federația Rusă și cu cei din state membre care au UE, să zicem, care nu fac parte din această alianță și care fac parte din această alianță. Însă nici de cum aceste jocuri nu trebuie să aibă loc pe teritoriul Republicii Moldova. Schimbul de experiență nimănui niciodată nu a încurcat. Dar este, noi vedem că pas cu pas a început jocul, pe urmă a început să construiască casă, pe urmă știți cum să dorească și o bază militară, cum se întâmplă de fapt pe arena politică. Și să nu ajungem la ceva mai periculos. Domnule Novac, probabil v-au întrebat și colegii dumneavoastră din Parlament, probabil și concetățenii, ar urma să fie discutate și prevederile acordului de asociere sau unele prevedere ale acordului de asociere? Eu chiar venind la emisiune mă gândeam la acest subiect și mi-am amintit și de cine. Eu dau perfectă dreptate domnului rector când spunea că Grecia, Portugalia și toate țările își arată puțin așa, un fel de mofturi, un fel de dezacord. Pretenții, ba dezacord, dar cel mai pronunțat, uitați-vă, domnul Orban din Ungaria, polonezii pe de altă parte, referitor chiar la acești migranți. Nu, au spus un ferm. Nu, și lor este tot una de acordul cel al lor. Ei își apără, în primul rând, interesul țării. Da, ați făcut un acord, bine, primiți-l la voi, dar ce să-i ne dați nouă? Exact. Și, nu știu, ce ține de drepturile așa numitor minorități sexuale. Iarăși aceiași polonezi, aceiași ungari, de ce noi ar trebui să acceptăm aceste momente care ne sunt total străine nouă și ne sunt sunt în detrimentul unei societăți sănătoase. De aceea noi chiar avem ce discuta cu ei și inclusiv ceea ce spuneam noi, cel mai dureros este aspectul economic. Aici noi trebuie să spunem un ferm nu. Și când s-a ajuns la discuții de nivel înalt la Moscova, eu nu cred că oficialii europeni nu au observat acest lucru și nu observă roadele. Noi putem foarte ușor să ne... Este important să menținem acea piață care practic am obținut-o cum am obținut-o, dar noi de fapt nici nu o avem. Că dacă, cum vă spuneam, asta nu este piață când tu ai mai mult import decât export. Asta e un fel de, nu știu cum să-i zic. Însă, chiar și acel puțin care îl avem, este important să-l menținem. Însă, pe de altă parte, dacă noi avem posibilitatea de a negocia și a exporta mai mult în spațiul CSI, de ce să nu o facem? Este, la urma urmei, interesul nostru național. Domnule Beniuc, este momentul oportun ca să punem în discuție unele prevederi ale acordului de asociere care au fost adoptate cu ochii închiși? Deci uitați-vă, spuneți. Acordul de asociere, el a fost adoptat în cadrul unui mai mare proiect care a luat mișcare încă în 2003. Este vorba despre politica europeană de vecinătate, inclusiv cu Republica Moldova. În acest acord, în acest proces, să spunem așa, își au activitate mai multe țări, inclusiv Belorusia, Armenia, Azerbaijanul și așa mai departe. Deci ce înseamnă acordul de asociere în cadrul politicii europene de vecinătate? Asta înseamnă securizarea conturului Uniunii Europene, securizarea din toate punctele de vedere. Când dumneavoastră vă simțiți în securitate? Atunci când eu folosesc aceeași
aceeași gândire, comportament, obicei, și așa mai departe, împreună cu dumneavoastră. Atunci noi ne înțelegem. Dumneavoastră nu suportați disconfort în raport. În sensul ăsta, acordul este unul din segmentul de uniformizare a comportamentului nostru cu cel din Uniunea Europeană. Asta se numește integrare europeană. Integrare europeană. Este bine? Probabil că da, este bine. Deci noi preluăm, spunem noi, niște valori din Uniunea Europeană și este normal, ori noi suntem vecini. Este normal ca să ne împăcăm, să preluăm valorile, este ori Europa, într-adevăr, în afară de ce că ea are o istorie pe care noi o știm de mici copii. Noi istoria Europei o știm de mici copii. Noi ne spune, zici că iată, avem mobilitatea asta, ea socială în Europa, ni s-a dat posibilitatea și este firesc. Că noi știm istoria țărilor europene. Acum în școală se studiază și în universități istoria Uniunii Europene, pe care eu o cunosc ca un proiect de succes până în prezent, cu toate că ea a intrat într-o criză foarte și foarte profundă. Dar, deci este vorba despre securizarea conturului Uniunii Europene. Acum să ne gândim logic. Poate Uniunea Europeană să producă în relație cu Republica Moldova, să producă acțiuni de dezechilibrare economic, ceea ce este securitatea economică a Uniunii Europene. Și să ne permită nouă să vindem acolo cât producem aici în levezele și în viile Moldovei și de cea calitate de care noi avem. Probabil că nu. Despre asta ne vorbesc cotele. Cotele de export. Ce înseamnă pentru Republica Moldova 40.000 de tone de miere? Sau cât acolo vreau 4.000 de tone de roșii. Roșiile care stau țărnă pe câmpurile Moldovei, câteva mii de tone. Sau prune, 10.000 de tone. Și acum se observă un proces. Procesul ăsta este la prima vedere unul straniu. Deci nici cotele care au fost acordate, care sunt foarte, foarte infime, nu sunt acoperite. De ce? În primul rând, prețurile pe piața europeană, piața comună a Uniunii Europene, sunt foarte jos. Nu-i convenabil. De ce? Pentru că acolo sunt toată agricultura este subsidiată. În primul rând, în al doilea rând, tehnologia de producere este alta și mult mai eficientă. Noi trebuie să dăm producția asta degeaba, de atâta nici nu o exportăm încolo. De ce nu se duce, ia că usturoi, ne-a dat cota de 200 de tone de usturoi. Nici un cățel de usturoi nu a trecut hotarele. De ce? Nu e convenabil. E prea mic prețul acolo. În afară de asta, standardele care sunt, instituite în Uniunea Europeană și din alt nivel calitativ, sau să spunem așa, de un nivel calitativ specific Uniunii Europene, la care noi trebuie încă ani să ajungem. Și atunci noi rămânem într-un suspans general. Ce face președintele țării? El apelează la o altă piață de desfacere. Pentru că dacă nu este piața de desfacere, nu este dezvoltare economică. Nu e dezvoltare economică, nu este buget. Nu este buget, revoltă socială. Este un alt logic. Logic, președintele țării merge la Moscova și discută inclusiv și problema livrărilor pe piața Rusiei și a pieții euroasiatici, să-i spunem așa. Deci este ceva logic. În sensul ăsta, ați spus Mogherini, da, nu numai dumneavoastră, dar și alții sunt deranjați. Dom'le, în care parte o ia Moldova acum? Cei din Bruxelles trebuie să se gândească. Și noi trebuie să ne gândească. Când am închis ochii, ați spus foarte corect la semnarea acordului, că acordul conține mai mult chestiuni de chestiuni non-economice. E că uitați-vă, ieri au avut o ședință a Guvernului cu Parlamentul împreună. S-a discutat implementarea în următorii ani a acordului de asociere. Care sunt problemele majore care s-au discutat? Toate numai cele economice nu au fost discutate. Drepturile omului, schimbarea Constituției și introducerea postului de avocat al poporului și așa mai departe. Deci, în sensul ăsta, ce face Uniunea Europeană? Și corect face. Ea își securizează conturul, hotarele. Ce facem noi? Noi nu citim acordul, îl semnăm și spunem am făcut bine, trece timpul și ne convingem că am făcut rău. Domnul Novac,
Data trecută, când zic lucrul ăsta, mă refer la vizita la Moscova, foarte mulți, așa zis, și experți politici de aici spuneau că de ce domnul Dodon nu a colaborat cu Ministerul de Externe, de ce în delegație nu se regăsește. Ori, în această dată am analizat atent componența viitoarei delegații în care am regăsit viceministrul de Externe și Integrării Europene, doamna Morar, și de asemenea Iurie Reniț, ambasador Republicii Moldova în Belgia. Întrebarea mea pornește de la acest aspect. S-a reușit a ajunge la un numitor comun cu guvernul? Până la urmă s-a colaborat pe această lungime de undă ca în componența președintelui să facă parte și aceste persoane? De fapt, în esență, acei demnitari de la guvern, de-a lungul timpului, au făcut mai multe boroboați în raport cu Federația Rusă, cu oficiali din Federația Rusă. Da. Destule pietre au fost aruncate în adresa lor, vorbind metaforic. La ziua de azi, practic, toți acești oficiali nu sunt doriți la Moscova. Nimeni nu dorește să discute cu ei. Nu au ce discuta cu ei. Și uite că aici s-a găsit acel echilibru. Președintele Dodon a găsit un numitor comun cu oficiali de rang înalt și din componența, să zic așa, actuale guvernare a fost doar ambasadorul în Federația Rusă, domnul Braghiș. Ceea ce ține de partenerii externi din Uniunea Europeană, evident că aici a fost o legătură mai apropiată și mai strânsă. Nu s-au aruncat acele pietre care vorbeam. Au fost discuții, cum au fost ele, unde mai puțin productive, unii deloc productive, unii parțial productive, însă ele au fost. De aceea această legătură diplomatică s-a menținut și este necesar ca în componența acestei delegații să fie și reprezentanții ministerilor, dacă au ce discuta acolo. Eu nu știu dacă au ei ce discuta și cu ce vine și cu ce se lăuda. Însă, pe de o parte, noi avem președintele Dodon care real are ce propune oficialilor europeni și vom vedea ce vor putea propune, orice vor putea solicita acei demnitari din cadrul guvernului care fac parte din componența actualei delegații care se preconizează cât 6-7 februarie, dacă nu greșesc. Da, așa este. Însă este regretabil că când ducem o diplomație primitivă, ne pomenim într-o situație cum s-a pomenit membrii actualului guvern în raport cu deplasarea oficială la Moscova. Nu aveau, nu erau doriți și ei sunt conștienți de asta. Este regretabil. Dar președintele Dodon a pus accentul, el da, în timpul campaniei prezidențiale a spus că, uite, prima vizită voi face la Moscova, a doua va fi la Bruxelles, a treia și-o propune să fie în statul vecin, în România. Ceea ce le dă total peste cap agenda așa numitor prieteni din Republica Moldova, care tot critică ce n-a face președintele Dodon, totul e rău. Știți cum este proverbul acela, baba Iga всегда против. Ce n-a face, cât de bine n-a face, totul e rău. Nici nu propun ceva bun, doar cu criticatul se ocupă. Și aici s-a obținut rezultate la Moscova și eu sper, nu știu de ce, eu sunt convins că o să fie obținute rezultate și la Bruxelles, deoarece în cazul în care Bruxelles-ul va reacționa rece, ori va dori, nu știu cum, izolarea Republicii Moldova, din cauza asta va avea de suferit, în primul rând, poporul Republicii Moldova, în al doilea rând, ratingul și așa scăzut a celor care au viziuni europene, va fi în continuă scădere. Ei trebuie să vină cu ceva concret. Și trebuie, în primul și în primul rând, să le mai dea peste mâini celor de la guvernare, că nu este posibil, dacă doriți opinia mea proprie, vă rog, spuneți. O parte, de fapt cea mai mare parte
a vinovăției o poartă anume oficialii europeni. Nu poți să dai credite, granturi în mâinile celor care fură. Hai că i-au dat odată, s-au furat, n-am știut, nu știu ce. Păi da, dacă o faci sistematic, înseamnă că o faci conștient. Iar cetățeanul de rând care vede pe de altă parte, au venit milioane, au venit milioane, au venit milioane. Parcă ar trebui să se îmbunătățească starea lucrurilor, nivelul de trai, dar noi din ce în ce mai rău, mai rău. Datoria externă crește. Miliardul a dispărut. Miliardul a dispărut, produsul intern brut în genere, nu mai spun nimic. Și aici este evident și este logică această reacție a cetățeanului și scăderea aceasta, știți cum în rusă se spune, pichirăvăne a ratingului european. Domnule Beniuc, spuneți-ne, vă rog, Bruxelles urmează să ne primească la fel de cald cum am fost primiți la Moscova? De ce întreb lucrul ăsta? Pentru că recent președintele Dodon l-a primit pe șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova și a avut o întrevedere pe care a calificat-o destul de fructuoasă sub aspectul problemelor discutate. Da, domnul președinte Dodon a menționat că el este gata să se întâlnească foarte des, într-o frecvență o dată în lună, chiar cu ambasadorul Uniunii Europene. Da. Deci el este foarte deschis. Foarte deschis. Dar rece sau cald, ceea ce pe mine mă aranjează, domnul președinte spune, el este în sensul ăsta practic indiferent. El își apără cauza țării pe care o reprezintă. El, pe arena internațională, reprezintă statul Republica Moldova. Și atunci e de ospitalitatea celor care îl primesc. Dacă mai rece sau mai cald, dar conducerea țării este tentată, am în vedere președinția, este tentată să-și apere cauza țării, interesul național, cum spunem noi, în orice condiții. Acum, poziția mea personală. Vă rog, sigur că eu mă gândesc în termeni de eficient-neeficient. Dacă la Bruxelles delegația sau negocierile, discuțiile se va finaliza tot atât de eficient ca și discuțiile la Moscova, atunci asta nu este deloc rău. În contextul întrebărilor care urmează să fie discutate acolo, cu neutralitatea, cu acordul de asociere și așa mai departe. Deci, dacă discuția va fi eficientă, chiar dacă vor fi mai rece acolo, nu este o problemă. Politica externă se măsoară în indicatori eficienți sau non-eficienți. Și iată, asta rămâne de așteptat. Cum va fi? Cred că va fi mai puțin rezultativă decât la Moscova, această plecare, această delegație, aceste negocieri. Domnul Novac spunea ceva mai devreme sau ne reamintea despre promisiunea electorală, prima vizită la Moscova, după aceea la Bruxelles, după aceea la București. Considerați acest triu logic în contextul relațiilor externe ale Republicii Moldova și a punerilor accentelor, pentru că era nevoie de a fi ferm pe poziție? Nu, cel mai important este și Sfânta Treime e importantă, e clar, că, dar piatra de temelie care dă ton la toată construcția este și mai importantă. Adică ziceam că având delegația la Moscova s-a produs o platformă de negocieri active și cu Bruxelles și cu România, deci nu pentru că ne este vecina noastră și avem disensiuni. Avem disensiuni ori chiar de la începutul președinției domnului Dodon au început lecțiile de bună purtare către noi încoace. Cum să spunem, ce să facem, cum să ne comportăm, unde este Constituția, unde este președintele, el nu trebuie să fie așa activ, prea multe inițiative și așa mai departe. Probabil că lucrurile astea trebuie discutate, cum spun unii, tet na tet, da. ca să clarifice. Deci este președinte, este țară, este suveranitate. În sensul ăsta este necesar și România, dar este necesar și spunea despre asta domnul președinte și Kievul, cu care noi avem de asemenea probleme de discutat și de rezolvat, inclusiv pe problema frontierilor în chestiuni de au fost demarcate, nu de demarcare, dar de construcția însăși, da, de a înfige parul în pământ, de construcția hotarelor. Sunt probleme aici.
Domnule Novac, spuneți-ne, vă rog, urmează ca domnul președinte să se întâlnească și cu diaspora de acolo, să treacă în revistă principalele probleme cu care se confruntă și vreau să discutăm problema alegerilor, pentru că ultimele alegeri prezidențiale ne-au demonstrat că am avut mari carențe atât în Federația Rusă cât și în Uniunea Europeană. Se regăsesc pe agenda domnului președinte? Pentru că am, din primele zile am putut vedea o grijă sporită pentru diaspora. Referitor la diaspora, cred că cel puțin astăzi am avut un schimb de opinie cu purtătorul de cuvânt al președintelui. Din câte cunosc eu, la mijlocul lunii februarie, nu cunosc data exactă, de fapt nici nu este, va fi acel concurs public vis-a-vis de funcția de consilier prezidențial pentru diaspora. Este o funcție nouă, apropo, în premieră, care până la ziua de azi, nu știu de ce, nu a făcut-o nimeni. Și aici, când vorbim de consilier prezidențial, nu vorbim de diaspora doar din Federația Rusă, vorbim în genere. Din toată lumea. Cifra pe care o am eu vreo o săptămână în urmă, erau depuse peste 70 de dosare deja. La ziua de azi poate fi mai multe, nu cunosc, ori poate că și-au rămas atâtea 70. Astăzi chiar în stradă am fost oprită de directoarea unui liceu și m-am întrebat că, de fapt, dumneavoastră mi-a spus chiar și feciorul ei care este plecat în străinătate de vreo 15 ani, care muncește acolo, a depus și ea și chiar s-a interesat când o să fie acest concurs. Zic că, din informația care am, două săptămâni. Este bine că atâtea persoane au manifestat interes vis-a-vis de această funcție. Este important ca președintele Dodon, el de fapt și-a promis că o să fie președintele tuturor. Îi place lui, nu îi place. Evident că diaspora a votat așa cum a votat cei din Europa. Însă ei sunt cetățenii noștri și drepturile lor trebuie să respectate. Vis-a-vis de carențele în care ați spus procesul electoral, vreau să vă amintesc că anume noi am fost cei, socialiștii am fost cei care au propus majorarea numărilor de secții de votare. Și cu regret, chiar și cel mai mare critic pe care l-am avut noi, mă refer la doamna Maia Sandu, care tot striga în gura mare, în acea perioadă era parte a guvernării. Eu nu știu de ce, dar dumneavoastră a preferat să tacă atunci când noi băteam alarma și spuneam că aveți grijă să nu fie încălcat un drept constituțional, dreptul la vot. Au tăcut, au preferat să tacă. Noi am vorbit, le-am adus cifre. Apropo, noi făcusem chiar și o interpelare la Ministerul de Externe pentru a afla în fiecare țară în parte câți cetățeni ai Republicii Moldova se află pe teritoriul acestei țări și unde anume. Și am venit cu cifre exacte și spuneam că, uite, conform codului electoral, pentru a deschide o secție de votare, trebuie să fie numai puțin de 30 și numai mult de 3.000. Matematica este simplă. Sunt 5.000, respectiv, sunt nevoie de două secții de votare. Și când au preferat să deschidă secții de votare, au fost țări unde au fost deschise aiurea, iertată să fie expresia, unde veneau câte 5-6 alegători, pe când în alte state cozi kilometrice la o secție de votare și stăteau care în frig, care în ploaie. Noi am vorbit despre acestea, noi am călcat pe această greblă în 2014 și le-am spus, le-am atenționat și până la scrutinul din 2014 și după el. Ca să trezească acum, după scrutinul prezidențial din 2016, să zică, păi uite, doamne, că nu s-au ajuns, că s-au încălcat drept. Păi, dar noi de ce vorbim de 2 ani de zile? Noi de 2 ani de zile tot le explicăm că se încalcă acest drept. Dați să le dăm acest drept și să le oferim o garanție acestui cetățean. Și evident că acum o să venim iarăși cu propuneri, nu știu, modificări la legislație, ori cel puțin este evident că în Federația Rusă, nu, cui trebuia secții de votare în Nijnevartovsk, acolo în luna octombrie, deja umătul e până la gâtă, dar nici nu știu dacă sunt moldoveni acolo. Domnule Beniuc, vă rog să vă pronunțați pe ceea ce discutam un pic mai devreme. Care este viziunea dumneavoastră? Poate aici aș mai include și un alt aspect ce ține de migrație. Discutam și cu alte ocazii și chiar mi-am notat această cifră. Se zice că 109 oameni practic părăsesc zilnic Republica Moldova.
Este o problemă cronică deja devenită în Republica Moldova, dar ea nu este una unicală, această problemă, această boală socială de plecare de la Baștină, din țară. Da. Ea a fost caracteristică pentru Polonia și mai este. Ea este caracteristică și pentru România și pentru Bulgaria și pentru țările baltice și pentru cele țări prospere care sunt acum și pentru Italia în anii 50-60 plecau lumea de casă pentru că era mare sărăcie și dar în Occident lumea revenea înapoi și își făceau business-ul în țara lor. Deci, după atâta vâlvătaie cu diaspora asta a noastră, eu aș vedea, dacă mi-ar da domnul vreo 10 ani să trăiesc, încă după 10 ani aș vedea care este pasul următor al celor care sunt peste hotare. Vor veni la Baștină ca să construiască business, afaceri în țara lor? În țara lor, în patria lor, pentru că câteodată diaspora și multe ne învață și ne dă lecții și așa mai departe. Iată, voi vedea dacă ei vor veni acasă să facă, să construiască această țară și să intervină cu asistențe sociale pentru cei care au rămas acasă, învățătorii, profesorii care sunt implicați în învățarea copiilor lor inclusiv, serviciile sociale care au grijă de, rău, bine, dar au grijă de bătrânii ăștia care au rămas fără copiii lor și așa mai departe. Deci, eu am o atitudine așa mai specific față de diaspora, care pe mine nu mă aranjează atunci când ea îmi dă lecții cum noi trebuie să facem, veniți și construiți, împreună cu mine aici. Domnule Beniuc, aici nu putem să trecem cu vederea relațiile externe ale Republicii Moldova. Iată, în anul 2017, pentru că se începe cea de-a doua lună, suntem la începutul lunii februarie, care ar fi dimensiunile care ar trebui să fie în vizor atât a președintelui cât și a conducerii țării pe ansamblu? O întrebare foarte bună, la care eu nu prea sunt pregătit să răspund, dar intuiesc că ar spune așa, că ar fi bine să spun așa. Deci, odată ce președintele țării reprezintă statul, conform Constituției, el trebuie să aibă deplină responsabilitate pentru formarea politicilor în relațiile internaționale. În sensul ăsta, Ministerul de Externe trebuie să fie aparatul, mecanismul, instrumentul de realizare a acestor politici, care evident sunt coordonate și cu Parlamentul Republicii Moldova. Dar președintele trebuie să fie prim responsabilul în acest caz. Oarecum, lucrul ăsta, da, cu atât mai mult cu dumnealui, conform Constituției, semnează tratatele internaționale. Iar reacția din partea unor, să-i spunem așa, ramuri de putere la noi, este una nu doar negativă, dar una foarte critică față de pașii pe care întreprinde președintele țării în plan extern. Iată, disensiunile astea urmează să fie lichidate, pentru că toți acasă se critică unul pe altul. Iar în afara hotarelor țării, toți se duc cu un mesaj univoc. Deci univocitatea mesajului trebuie să fie construită aici acasă, iar și toți ăștia de acasă să știe că președintele reprezintă țara, semnează acordurile și este responsabil pentru politica externă. Deci eu așa aș vedea chestiunea asta, pentru că, vedeți, de multe ori Ministerul de Externe și Integrare Europeană, de multe ori este și elaboratorul politicilor și executorul lor. În sensul ăsta, uitați-vă, deci conform planului de acțiuni pentru implementarea acordului cu Uniunea Europeană, sunt responsabile trei ministere. Ministerul de Externe, care coordonează acțiunea generală, să-i spunem așa, Ministerul Justiției, care este responsabil pentru ajustarea legislației la rigorile Uniunii Europene. Foarte bine, numai că ajustarea asta ea se transformă în dezajustare la fiecare pas. Și Ministerul Economiei, care urmează să implementeze porțiunea asta ea al liberului schimb și aprofundat. În sensul ăsta, de multe ori Uniunea Europeană, mă iertați, de multe ori Ministerul de Externe rămâne de unul singur la capitolul
elaborărilor politicii și se izolează totalmente. Bine, el și-a fost izolat. De ce se numește președintele țării? Până acum președintele țării a fost absolut izolat de toate, da. El s-a izolat de toate și de cele interne și de cele externe. În sensul ăsta, Ministerul de Externe rămâne aproape de unul singur dacă nu primește impulsuri de la guvern. Domnule Novac, foarte bine spunea domnul Beniuc despre faptul că poziția noastră ar trebui să fie univocă. Până la urmă, cum suntem noi percepuți atunci când președintele țării a mers la Moscova, acum urmează să meargă la Bruxelles, are o poziție, înaintează anumite cerințe, uneori chiar tranșante, iar poziția Parlamentului și a Guvernului nu coincide? Păi asta este ceea ce vă spuneam eu, că baba e găsit protiv. Indiferent ce face președintele Dodon, vor fi acele guri ori prin diferite surse media. Noi avem, eu chiar am făcut și o listă, avem specialiști, unul și aceeași persoană, e specialist și în agricultură, și în politică externă, și în astre, și în economie, și așa mai departe, care o să critici vehement vizita. O să vedeți. Asta este o chestiune de câteva zile. Dar aici nu pot nu dau dreptate domnului Beniuc. Într-adevăr, pe plan extern ar trebui să fie, chiar dacă sunt viziuni politice, am pus primordial interesul țării și ne transformăm într-o forță unică, într-un pumn, ca să putem bate cu pumnul ăsta uneori în masă, spunem că vă place, nu vă place, dar noi... Asta e poziția asta noastră. Asta e poziția noastră pe care voi trebuie să o respectați, deoarece noi o respectăm pe voastră. Fiți buni și haideți să ne așezăm la masa de discuții. Iar la noi, cu regret, cineva se teme că nu cumva președintele să aducă ceva mai mult folos decât pot să aducă ei în țara asta. Și aici este o problemă gravă. Dacă noi vom trage această frânghie unul la altul, asta niciodată nu a dus la nimic bun. Cred eu că este nevoie ca clasa politică, actuala clasa politică, să se mai maturizeze puțin. Deoarece asta este, această luptă este una copilărească, aș zice eu. Da, corect. În sensul ăsta, dar iată, după venirea domnului președinte de la Moscova, unde el a negociat cu președintele Putin probleme de importanță majoră. Cu alte cuvinte, aici se începe procesul de deschidere a porților, de negociere, de relații, inclusiv de rezolvarea problemelor sociale cu cei care lucrează acolo. După care guvernul, prin persoana Ministrului Economiei inclusiv, o serie de interviuri pe care așa se perindează de la ecran la ecran, că în concurența asta copilărească, deci că noi insistăm pe problema majorării porțiunii de negociere cu Rusia despre piața rusească, despre multe alte chestiuni și așa mai departe. Deci o întrecere așa verbală, cine mai tare, cine mai mare. În sensul ăsta, da, trebuie construcții acasă care vin pe masa de negocieri în extern. Fără de asta nu faci nimic. Domnule Novac, în această săptămână am mai avut o surpriză. Colegii dumneavoastră din PL au venit cu inițiativă de suspendare a domnului președinte Dodon, iar reacția cea mai interesantă a celorlalți colegi că nu au fost împotrivă. Au zis că vor examina și vor vedea această inițiativă. Până la urmă, cum poate fi ea explicată? Este clar pentru toți că ceea ce este de la PL, asta, de fapt, este un vis nocturn al liderului PL. Acolo, nici pe departe, nu toți își doresc dar aceste este mișcări. Dar că nu au respins-o, este straniu. Păi, actuala guvernare, ori coaliție, eu de fiecare dată încerc să găsesc terminul potrivit, că nu mai înțelege acolo că e coaliție, e alianță, de care tot nu e clar. Că pentru, cum a fost anterior, pentru integrare europeană nu e valabil, că n-au nimic cu integrarea europeană. PL-ul, la ziua de azi, și o să vedeți și în continuare, ei încearcă să-și facă imagine politică pentru lupta asta aprigă cu Dodon. Că uite, este Dodon și uite că suntem noi cei mai
cei mai mari luptători cu... Și aici se începe, da, calificativi. Mâna Moscovii, steluța Kremlinului, nu știu ce acolo. Vin cu calificativi de astea. Crezând că, într-un fel sau altul, pot cuceri acel segment de electorat care, să recunoaștem, el este și o să fie. Liberalii au acea posibilitate care nu au alte partide de dreapta, cu viziune de dreapta. Au tribuna Parlamentului de la care pot striga în continuu. Însă, toți înțeleg că nu are sorți de izbândă un eventual impeachment. Și aici o să vedeți că democrații o să încerce cumva așa să mai amortizeze din poftele domnului Ghimpu. Nu de atâta că domnul Ghimpu ceva a visat rău noapte, dar deoarece democrații înțeleg un eventual scrutin care vom avea un plebiscit, să zicem așa, nu vor face altceva decât să întărească pozițiile președintelui și asta este inevitabil. Domnule Beniuc, avem 30 secunde la dispoziție, ne spune regia. Domnul deputat Novac spunea în cadrul acestei emisiuni astăzi, dacă nu mă înșeală memoria, Republica Moldova este o țară mică, urmează sau trebuie să facă o politică mare. Pe această lungime de undă, vreau să vă întreb, Republica Moldova pe plan extern este așezată pe picior de egalitate la masa negocierilor? Noi trebuie să avem în capul nostru convingerea că nu sunt, în politica externă, nu sunt țări mici și țări mari. Peste 60% din țările mapamondului sunt considerate ca țări mici, cu populație de 4 milioane, de 6 milioane, de 3 milioane. Noi suntem o țară, avem interesul nostru național și trebuie să gândim și să acționăm foarte chipzuit pe plan extern. Eu vă mulțumesc pentru această concluzie. Domnilor invitați, vă mulțumesc și pentru faptul că ați dat curs invitații pentru această emisiune. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.